Dragii mei, ne apropiem din nou cu aceeași bucurie sfântă și de fiecare dată proaspătă și vie de cuvântul viu al lui Dumnezeu. Așa cum de câteva ori am menționat și am menționat în public, scriptura nu este o carte. Scriptura este o experiență cu Duhul Sfânt. Dacă o privim ca pe o simplă carte, ajungem la concluziile aberante la care au ajuns mulți și au pierdut credința lor. Dacă o privim ca o experiență cu Duhul Sfânt, atunci ea este un izvor proaspăt, este acea apă vie despre care a vorbit Domnul nostru Isus Hristos când cu femeia la fântână. Acea apă vie care potolește și în același timp vindecă setea sufletului nostru pentru totdeauna, în sfârșit, cel ce bea apa vieții. Dar făgăduința Domnului nostru Isus Hristos nu este numai de a bea apa vieții, ci spune din inima lui vor țâșni râuri de apă vie, aceeași apă vie despre care vorbea el, aceasta fiind o expresie sau o mărturisire a Mântuitorului nostru despre lucrarea Duhului Sfânt care are loc în inima noastră prin cuvântul său. În întâlnirea noastră precedentă, am învățat împreună despre bucuria ca armă. Arma aceasta nemaipomenită a bucuriei care învăluie și care imbibă întreaga noastră ființă. Previne orice fel de stare, de depresie, de cădere, de descurajare, de disperare. Bucuria aceasta este antidotul împotriva morții care, care ai cad victimă astăzi mii și mii de tineri în lumea întreagă. O, Doamne, dacă ei ar cunoaște bucuria în Duhul Sfânt, aceasta i ar păzi de nenorocirea aceasta care se întinde tot mai mult peste vârsta lor fragedă și frumoasă. După ce am învățat de bucurie ca armă, după ce am învățat că ea să ne înarmăm cu acest fel de gândire, Bucurați-vă și, iarăși, zic bucurați-vă, după ce am învățat că trebuie să ancorăm bucuria noastră nu în ce se întâmplă, ci în prezența lui Dumnezeu, care este cu noi atunci când se întâmplă ce se întâmplă, oriunde suntem. Astăzi vom învăța despre mărturia bucuriei și în direcția aceasta, cu încredințarea că Duhul Sfânt ne va călăuzi. În adevărul acesta, și că intrăm nu într-o lectură sau într-o citire a scripturilor, ci într-o experiență cu Duhul Sfânt, prin care vom înțelege însemnătatea acestui dar al lui Dumnezeu bucuria în Duhul Sfânt. Astfel că bucuria operează în două domenii absolut de nedespărțit. În primul rând, umple sufletul nostru de, de bucurie. Duhul Sfânt umple Sufletul nostru de bucurie, și, ca urmare a acestui lucru, bucuria noastră țișnește, cum spunea Mântuitorul, izvoare de apă vie în lumea în care ne găsim, în familia noastră, sau oriunde suntem pe Pământul acesta. Aceste două lucruri. Pavel Apostolul, împreună cu cei care au naufragiat în acea grozavă călătorie. Căsându-se pe insula Malta, vorbește cu niște oameni care aparent n-au știut nimic niciodată despre Dumnezeu decât despre idolii lor muți din piatră, din lemn și așa mai departe. Și le spune acestor oameni următoarele cuvinte: În veacurile trecute, Dumnezeu a lăsat toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie între oamenii aceștia pe căile lor. Observăm o varietate de căi astăzi în lume, de culturi, întrecerea istoriei, diverse imperii, diverse curente, diverse filozofii și așa mai departe. Acolo unde se găsește un om, acolo Dumnezeu îi dă mărturie, indiferent pe ce cale merge el, indiferent în ce situație. Unii au cunoscut pe Dumnezeu în război, alții l-au cunoscut într-o primăvară, unii l-au cunoscut prin muzică, unii l-au cunoscut printr-un vis al vieții. Sau... Indiferent pe ce cale, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie și nu există și nu va veni niciodată cineva, indiferent de unde, în prezența lui Dumnezeu și a întregii creații, spunând, Doamne, n-am -am avut niciun fel de mărturie, de mijloc prin care să-mi dau seama de tine. Bertrand Russell a spus că n-am crezut pentru că nu mi s-a dat suficiente dovezi dar a recunoscut că a primit dovezi de la Dumnezeu. Bine, domnul Russell, vorbind de suficiente dovezi, te întreb ce ai făcut cu cele pe care le-ai primit. Pentru că Scriptura spune, dacă ești credincios în, în, puținele, în puțin, vei fi credincios și mai mult. Iar dacă ești necredincios și bazocorești dovezile pe care le-ai primit, până acum fie ele puține, slabe, atunci spune Mântuitorul, cine mă va încredința adevăratele bogății ale dovezilor Puterii și bunătății lui Dumnezeu. Că toate acestea, deci, revin spunând, nu va exista absolut nimeni care să spună vreodată Dumnezeu s-a lăsat fără mărturie față de mine, nu, nu mi-a dat nimic în viață din care să trag concluzia aceasta. Concluzia aceasta nu se trage depinzând de dovezile acestea, ci depinzând, de, este un act de voință. Cine voiește să vadă, dacă voiește cineva să vină după mine, a spus Domnul nostru Isus Hristos. Mai departe, dacă, dacă cineva vrea să facă, să împlinească ceea ce v-am spus, eu va ajunge să înțeleagă. Deci sunt legate. În momentul în care în Sufletul nostru există această deschidere și bunăvoință de a împlini Cuvântul, vorbește, Doamne, și robul tot te ascultă, dar. El nu a spus Samuel, nu i-a spus, nu, întâi vorbește să văd ce zici și după ce zici mă gândește. Nu, el știa cu cine vorbește și indiferent ce-ar vorbi Dumnezeu cu el, acesta urma să fie un dar care se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare și nu este umbră de mutare. De aceea el a zis, vorbește că te ascult, dar înainte să, să știe despre ce, Urma să-i vorbească bunul Dumnezeu. Acestor oameni le spune Pavel Apostol: Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, între voi. Ați mers pe căile voastre, fiecare om, în orice direcție, dar acolo ați fost însoțiți, ați fost întâmpinați, ați fost confruntați literalmente cu mărturiile lui Dumnezeu. În ce a constat aceasta? Păi ați primit timp roditoare, ați primit ploaie de la Dumnezeu, ați primit hrană din Belșug și Mântuitorul s-a. Rugat cu mulțumire pentru hrana aceasta, ne considerând-o ceva care se cuvine sau care vine de la Sine. Doar acela care n a mâncat multe zile, am trecut și eu pe aici știți știe să prețuiască gustul pâinii la o bucățică de pâine, spre exemplu. Dar cea de a patra mărturie despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu că a fost dată acestor oameni a fost următoarea, va umplut inimile de bucurie. Primele, să zicem, țin de vreme, de natură, de una, de alta, mai umblăm cu ligații. Cu... Dar când e vorba de bucurie, aici se supune, lucrul acesta se supune unei alte legi și vine pe o altă relație, pe o altă rețea în viața noastră. Dumnezeu va a umplut inimile de bucurie. Iubiții mei, Solomon ne spune, el e declarat cel mai înțelept om care s-a născut vreodată și el ne spune așa, nimeni nu se poate bucura fără Dumnezeu. Nu există așa ceva. Ci bucuria vine doar de la izvorul, de la singurul izvor al bucuriei care este Dumnezeu. Ne întrebăm de unde vin suferințele sufletești mentale ale generației noastre. Ne întrebăm de ce este nevoie de un fluviu, de un potop de medicație narcotică asupra tinerilor, copiilor, la naștere, în grădinițe, peste tot sunt. De ce e nevoie de așa ceva? Iubiții mei, răspunsul este unul singur. Lipsește bucuria pe care o dă prezența lui Dumnezeu. În momentul în care omul a lepădat pe Dumnezeu, nu Dumnezeu pe om. Iov spune Dumnezeu este puternic, dar nu apădă pe nimeni. Păi da uite, spune aici că a lepădat. Da, ei, ei mă leapădă pe mine, a spus Mântuitorul lui Samuel. Cum a făcut întotdeauna. În momentul când se întâmplă lucrul acesta, un om smulge de la sine bucuria vieții. Literalmente nu mai are pentru ce trăi. Are de toate eventual are ce nu și-a putut imagina un împărat pe vremuri care putea avea și cu toate acestea nu se bucură de nimic. Iar undeva într-o colibă, cineva a reușit și a făcut un picuț de mâncare și stare se bucură de lucrul acesta și au luat o, o găină și se duce și găsește acolo și e mare bucurie. În dimineața aceasta, chiar în dimineața aceasta, Vorbeam cu un mic grup de studenți și a fost o vreme ploioasă, rea. Și când, când am spus lucrul acesta înainte, logic, sunt surprins plăcut că ne întâlnim așa de vreme și sunteți aici cu, cu așa vreme afară. Și unul dintre studenții, Ghirmo, spune, eu mă bucur de așa vreme. Da, pentru că eu mă bucur de orice fel de vreme, a spus el, și mă bucur de orice. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mă bucur și când vine autobuzul, dar mă bucur și când ne întârzie. Am, am această bucurie în sufletul meu. Despre aceasta le vorbea Pavel ca un martor al lui Dumnezeu în viața lor. v a umplut inimile de bucurie. În ce împrejurări ni s-au plut inimile de bucurie, darul acesta al lui Dumnezeu? Ele, bucuria aceasta este legată de prosperitate, de progres, de cele bune? Absolut, natural, da, nu, dar nu numai, ci ne bucurăm și în cazurile noastre, ne bucurăm și când pierdem, ne bucurăm și când suferim, ne bucurăm și în ceasul morții. Aceasta este o bucurie care nu vine de la oameni, care nu este un produs al psihicului nostru, ci este turnată în sufletul nostru prin Duhul lui Dumnezeu. Indiferent pe unde trecem, bucuria nu ne părăsește niciodată din cauza că Dumnezeu este totdeauna prezent. Acesta e motivul bucuriei noastre. Acum să mergem în Iacov, capitolul 1, versetul 2, în care el spune așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Mm, nu mai, nu știu dacă, dacă, reușim așa cu rațiunea aceasta a noastră, idolatrizată și idolatră, nu știu dacă reușim să învățăm lucrul acesta. Dar venim înaintea lui, sau să înțelegem, nu, nu, nu înțeleg cum să, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. E adevărat însă în epistola către evrei spune cuvântul lui Dumnezeu că orice încercare deocamdată pare o pricină, pare o pricină de întristare. Dar noi, care credem în Dumnezeu și credem că El poate transforma întristarea în bucurie și poate transforma blestemul lui Balaam în binecuvântare, care credem lucrul acesta din tot sufletul, avem mari motive să ne bucurăm pentru că știm acest lucru. Cineva se uită la noi în mijlocul încercării și spune, domnule, cred că omul ăsta e deplasat puțin mental, pentru că îl văd uh, uh, situațiile acestea. Pe păi dacă eu eram asta, cred că nu știu ce mi se întâmpla, nu știu ce făceam. E ceva tainic. Un altul poate să spună, o fi ceva. Probabil care se bazează pe ceva. Și așa este. Bucuria noastră nu se bazează însă pe ceva, ci se bazează pe cineva. S.S. Luis ne-a spus să nu ancorăm niciodată bucuria vieții noastre în lucrurile perisabile. Indiferent dacă este vorba de un obiect sau de o persoană, acestea sunt lucruri perisabile. Să nu ancorăm acolo, să trăim în bucurie totdeauna în legăturile noastre și relațiile noastre, dar nu aceasta este stânca de care ancorăm noi bucuria, pentru că lucrul acesta vine și trece. Să nu ancorăm bucuria noastră în lucrurile trecătoare din proprie viață. Ca iarba trece viața, floarea se usucă, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului care este în viața noastră nici nu se usucă, nici nu se scutură, nici nu cade, ci rămâne în veac. Acesta este izvorul bucuriei despre care vorbeam noi din viața noastră. Așa, astfel că uh, va umplut inimile de bucurie, nu numai în vremuri bune, ci și în vremuri nebune. Bucurați-vă, a spus Mântuitorul nostru și veseliți-vă când când oamenii vor, vor vorbi de rău, vor spune lucruri rele și neadevărate împotriva să vă vor chinui, vă vor duce înaintea judecătorilor, vă vor omorâ din pricina numele meu. Bucurați-vă și veseliți-vă! Păi ce ai, domne, cum să te bucuri de așa ceva? Cum să săruți securea călăului, cum făceau martirii altă dată, sărutau securea călăului? Ce înseamnă, Cum se traduce gestul acesta? Se traduce așa, că eu îmbrățișez încercarea aceasta în care sunt a vieții prin care voi mărturisi cu viața mea, nici nu se poate o predică mai, în altă, o mărturie despre Dumnezeu pe care aș putea-o da la Națiunile Unite sau în lumea întreagă, oriunde, nu, nu se compară cu mărturia aceea pe care o depun înaintea lui Dumnezeu și a venit prin propria mea viață. Ei îmbrățișau această încercare grea și mărturiseau bucuria sufletului lor de a sfârși pentru această cauză. Toți plecăm, nu, nu, nu e niciun doială în privința aceasta. Dar nu toți plecăm din același motiv și nu toți plecăm cu același lucru în sufletul nostru. Este ceea ce am ales, de fapt, pe drumul nostru cu privire la drumul acesta, la încheierea aceasta. Bucurați-vă și veseriți vă spune Mântuitorul, că, pentru că mare este răsplata voastră în cerul și nu uitați că la fel au procedat toți oamenii lui Dumnezeu. Ei s-au îmbrăcat în această bucurie a sufletului. Ei au, au, au purtat asupra lor semnul acesta al prezenței lui Dumnezeu, mărturia aceasta că Dumnezeu este prezent, așa cum le-a spus Pavel acolo, v a umplut inimile de bucurie, în indiferent ce situație ați fost. Intră noi, noi slujim lui, unui Dumnezeu plin de bucurie. Și am o veste tristă pentru oamenii oamenii întunecați. Nu e niciun loc, cerul e un loc al bucuriei, nu e un loc pentru această întunecare. Nu este loc pentru credința aceea asupra căreia făcea Mântuitorul nostru remarca aceasta fățarnicilor. Vă sluțiți fețele, vă arătați serioși, preocupați, nu știu ce fel de întunecare a sufletului, ca și când cerul a pe umerii voștri sau voi ați fi chemați să mântuiți lumea. Nu, nu, zic Tu când faci lucrarea aceasta și oriunde, oriunde te găsești, când postești, spune Mântuitorul nostru, uh, Ungeți părul, spală-ți fața, arată că postești tatălui tău. Lumea va trage concluzia, familia ta va trage concluzia, sufletul tău va trage concluzia, a cărui fel de tată îi slujești tu după, a, după atitudinea pe care o vei avea în mijlocul acestor suferințe. Să ne bucurăm, să ne bucurăm din suflet, a spus tatăl fiului Risipitor. Dar fratele cel mare nu se poate bucura. Legalismul nu are loc pentru bucuria mântuirii. O el este și speriat de așa ceva. Mântuirea pentru el este un salariu, este o plată, este dăm pentru că fac lucrul acesta și tatăl spune trebuia să ne bucurăm, e bucurie mare e mare bucurie, cerul este un loc al bucuriei este mare bucurie în cer, a spus Mântuitorul nostru, când un om ca acesta se întoarce la Dumnezeu și Scriptura spune, intră în bucuria stăpânului tău, adică Domnul Dumnezeul nostru pe care Pavel îl numește fericitul Dumnezeu, este un Dumnezeu al bucuriei și al Fericirii. cerul este un loc al fericirii. Bine, dar uite câtă suferință, uite ce... Este foarte adevărat. Astăzi pământul sângerează și lăcrimează încă. Nu, nu va fi pentru totdeauna așa. Ci va veni ziua și răul nu va veni a doua oară, spune Scriptura va veni ziua în care Bunul Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Și dacă astăzi ea este prezentă și dacă e nevoie să șteargă Dumnezeu această lacrimă, înseamnă că este acolo, dar ea nu este tratată sau primită sau trăită într-o atmosferă de disperare, de revoltă, de nedreptate, ci cu bucuria aceea tainică asupra zilei când el va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Împărăția lui Dumnezeu, explica Pavel Romanilor, nu e mâncare și băutură, mănânci așa, să nu faci așa, este așa, ești pe dincolo, zice, știți bine că oamenii s-au supus acestui fel de reguli, toată viața lor nu le-a ajutat la nimic, i-a făcut mai răi și nu mai buni. Este altceva care, într-adevăr, ridică sufletul nostru și Biblia spune, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Un sfânt din acesta lipsit de bucurie este o mărturie reală la adresa lui Dumnezeu și la adresa credinței. Nimănui nu îi trebuiește așa ceva. Când într-o biserică fața oamenilor exprimă acest fel deprimant de atitu această atitudine a părăsirea a, supărării a lui Ion, acel supărat care nu crede în bucuria în Duhul Sfânt. Aceasta este o mărturie dată împotriva lui Dumnezeu care a spus, intră în bucuria stăpânului tău. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, este pace, este bucurie în Duhul Sfânt și datorită acestor lucruri, atunci mâncarea, băutura, trăirea noastră, toate sunt în armonie cu lumina lui Dumnezeu, cu, cu această bucurie în Duhul Sfânt. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. sunt situații în care cum te poți bucura la o mormântare sau... Mă bucur că n-am fost acolo, a spus Iisus. Doamne, ce bucur eu mai fi și aceasta. Mă bucur că într-adevăr vine ziua învierii. Mă bucur de promisiunea lui Dumnezeu. El a spus, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Acest cuvânt are o putere mult mai mare decât moartea și mormântul și decât pierderea aceasta temporară prin care trecem noi, cum îi scrie Pavel lui Filimon, l-ai pierdut pentru o vreme ca să-l ai pentru veșnicie. Nu este acesta un, un, motiv de bucurie. Ne bucurăm chiar și în sinistrul acesta al despărțirii și al al pierderii, al orice fel de suferință cu care este ființa noastră încercată, uneori până la extrem. Pavel spune, zice, și chiar dacă ar fi să fiu turnat ca o jertfă de băutură, mă bucur și mă bucur cu voi toți. Să te bucuri de așa ceva, să fii turnat ca o jertfă de bătuie, el a fost decapitat, să te bucuri de așa ceva. Dar sigur, spune el Filipenior, bucurați-vă, bucurați-vă totdeauna în Domnul, datorită Domnului, datorită prezenței lui. Iar își zic, spune Pavel, bucurați-vă de lucrul acesta. Ceea ce dorește el și înalță rugăciune înaintea lui Dumnezeu este aș dori să-mi sfârșesc cu bucurie alergare, adică nu doar să umblu în viața mea în această bucurie a Domnului, nu numai să predic această Evanghelie a bucuriei, va fi o bucurie pentru tot norodul, nu numai să predic bucuria aceasta, ci să trăiesc bucuria aceasta și să, să fie ultimul act al credinței mele către Dumnezeu și în Dumnezeu, în mijlocul vieții acesteia. De unde am învățat lucrul ăsta? De la însuși Mântuitorul, care pe cruce, pentru bucuria care îi era pusă înainte, a suferit crucea. Bucuria aceasta a fost mult mai mare. Și bucuria aceasta a lui, descrisă de Isaia în capitolul 53, constant în faptul că tu și cu mine vom trăi această bucurie în, în prezența lui în ziua aceea, spune Scriptura, și astăzi, prin credință. Nu sunt oare lucruri care totuși, totuși chinuie, devastează sufletul, boala, suferința sau, sau pierderea de un fel sau altul. Pavel le scrie celor din, care au suferit, epistola către evrei, de fapt, care nu, nu, este atribuită direct lui, dar scrie Scriptura, zice, ați primit cu, ați primit cu bucurie răpirea aferilor voastre. Te bucuri când cresc conturile, când cresc proprietăți, sunt un fel de fel, te bucuri, dar să privești cu bucurie răpirea, ce înseamnă răpire? răpire luat cu forța, cu jaf, nedreptate, ce nu se poate spune. Ați privit cu bucurie răpirea averilor voastre. Și biruința voastră nu a constat în faptul că ați reușit să păziți sau să păstrați lucrurile acestea, ci în faptul că ați reușit să le pierdeți cu bucurie. Ați dăruit cu bucurie. Știind, așa cum spune Scriptura, Dumnezeu îți va da din altă parte. Bucurați-vă și veseliți-vă, spune Domnul Hristos, în toate, în absolut toate împrejurările acestea și urmăriți ca această bucurie să rămână vie până la capătul vieții iar ar fi foarte greu să învățăm lecția aceasta și uh, să primim darul acesta în cea din urmă clipă. Dumnezeu să să împlinească lucrul ăsta pentru oamenii care au trăit fără lipsiți de bucurie pe Pământul acesta. Poate în această ultimă clipă vor putea să guste bucuria cerului, dar este o școală a bucuriei prin care trecem noi pe Pământul acesta, ca să putem să sfârșim, uh, cum spune aici Pavel în Fapte 20-24, eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Atât cer de la Dumnezeu doresc să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea și slujba aceasta. iubiți mei, având în vedere că Evanghelia este o bucurie pentru tot norodul, Având în vedere că toți aceia care au cunoscut și au primit pe Domnul în viața lor, au trăit această deosebită bucurie, nu cunosc să fi existat astăzi pe pământ sau să existe astăzi pe pământ un medicament pentru sufletul suferind al umanității și al omului în general și individual, nu cunosc un alt medicament dincolo de bucuria aceasta. Am văzut puterea ei odată când am avut de suferit o zi întreagă, de dimineață până seara, lovituri cumplite și chinuri grozave prin care am trecut, ca să denunț numele unui om, nu l-am spus. Dar seara când mi-au adus un lighean cu apă să mă spele pe față de sânge uscat și nu puteam nici să deschid ochii, atât erau de umflat și... Eram, trăiam această tainică bucurie caldă a sufletului. Și domnul acesta care mă torturase și mi-a adus ligheanul cu apă, a spus acum mă înjur, nu? Și am spus, dar am spus cu bucurie, acest lucru vreau să-l subliniez, i-am spus cu bucurie, nu, 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 dumneavoastră sunteți fratele meu, noi numim tatăl nostru, spunem tatăl nostru, niciodată nu ar fi posibil așa ceva, nu, cu, absolut de În momentul acela a devenit foarte uman, foarte uman. Am simțit cumva că i-a părut rău pentru toată bătaia aceea, nenecesară și m-a ușor și cu politeță într-o cameră și a închis ușa fără să o trântească și sau am văzut câteva semne din care se întâmplă acolo. Rațiunea bucuriei noastre, care pare o nebunie, într-adevăr, pentru lume, domne, trebuie să nu. Ți-ai pierdut mintea, sigur, în așa, a, a, nebun, a ceva. Rați, rațiunea bucuriei acesteia este semnificația ei pentru noi. Adică, ce vezi tu în suferința aceasta? Biblia spune despre uh, uh, oameni apostoli că au fost bătuți cu nuiele ele și uh, în fața tuturor uh, erau dezbrăcați, bătuți groaznic și scrie scriptura. După ce au plecat de acolo, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului. Deci, ei priveau aceasta ca pe o demnitate, ca pe o nobilare și atunci sigur că. Se bucurau de, de nobilarea aceasta, că au avut parte de suferințele Domnului nostru Isus Hristos. Sau, așa cum spune Evrei 10, ați a avut parte de răpirea a, averilor voastre. Și lupta aceasta a sufletului nostru a, nu este una simplă sau ușoară de a păstra bucuria în astfel de momente prorocul Elisei este confruntat cu un fiu al lui Ahab și când vede ființa aceasta vinovată moral de decăderea cumplită a milioane de oameni care au căzut în idolatrie în Israel din mâna și conducerea acestui om, S-a tulburat sufletul în el și a dat seama că și-a pierdut pacea, și-a pierdut bucuria și a spus aduceți repede, aduceți un cântăreț cu harfa, ajuta, vreau să ascult o cântare, vreau să cântăm, să-mi revină bucuria în sufletul meu. Și pe când cânta cântă, acest cântăreț, el a reprimit bucuria aceasta. Cred că a fost o mărturie de netăgăduit. Faptul că la miezul nopții Pavel și Sila cântau cum să cânți cu picioarele strânse în șuruburile acelea, cum să cânți acum? Cum să cânți când corpul este bătut la pulpă, cum spun americanii, e, e de, plin de sânge, cum să cânți. Cântau cântă. cum să cânți cu Domnul Isus Hristos la plecarea spre grădina Getsemani, când știi că vânzătorul vine acolo împreună cu vânduții și cu toți ceilalți și cum să au cântat cântări de laudă și cum să spui la masă bucurie mare că vom servi această masă în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde nu va fi lacrimă, nu va fi durere, nu va fi suferință. Trăim astăzi bucuria aceasta din plin. Iubiții mei, lucru care m-a cutremurat în adâncul ființei mele a fost natura ungerii Domnului nostru Isus Hristos. Mesia înseamnă cel uns. Cu ce a fost Mântuitorul nostru uns? Mergem în epistola către evrei, capitolul 1, versetul 9. Dumnezeul tău te-a uns cu un um de lemn de bucurie, mai presus decât pe și tăi. Deci aceasta a fost mungerea Domnului nostru Isus Hristos. El a umblat pe pământ sub mungerea bucuriei acestea, către momentul acela când bucuria în împărăția lui Dumnezeu va fi fără umbră. Așa spune Scriptura, în întreaga creație a lui Dumnezeu, un singur puls de armonie va domni, acela va întruchipa cuvintele pe care Scriptura le-a spus atât de simplu, dar aproape imposibil de, de trăit sau de cuprins, Dumnezeu este iubire. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui, s-a pregătit, adică se bucură. În împărăția tatălui meu, intră în bucuria stăpânului tău. Îți mulțumim din suflet, Doamne, pentru această arvună a Duhului Sfânt pe care ai pus-o în sufletul și viața noastră să ne putem bucura în orice împrejurare. Îți mulțumim pentru darul acesta, ceresc, Doamne, care ne păzește sufletul, prin care Tu însuți ne păzești, Doamne, de orice cădere, atâta timp cât Tu ești zvorul bucuriei noastre. Te rugăm și pentru prietenii noștri, întristați, chinuiți, întunecați în viața și sufletul, care nu văd niciun motiv de bucurie. Doamne, ridică ochii lor spre tine și când vor vedea fața ta, se vor bucura și din noi o mărturie vie a bucuriei pe care Dumnezeu vrea să o așeze în fiecare inimă și primește închinarea noastră în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.